Parcarea centrală din municipiul Rădăuți a fost arhiplină duminică 19 mai, când s-a desfășurat campionatul național de trail bike și totodată concursul de biciclete Micul Trialist. Cea de-a șasea ediție a adunat peste 300 de participanți la linia de start. Concursul de biciclete a fost structurat pe 5 categorii de vârstă: mini 3-5 ani, junior 6-8 ani, avansat 9-11 ani, expert 12-14 ani și master 15-16 ani. Pentru micii trialiști a fost pregătit un traseu cu multe provocări, creat din mini-rampe și jaloane special trasate până la linia de final. Toți participanții au primit din partea organizatorilor câte un pachetel de start la înscriere și diplome de participare. Câștigătorii au primit câte o bicicletă din partea organizatorilor, iar ceilalți clasați pe podium au primit cadouri în care se aflau și căști de protecție, mănuși, cotiere, șepci, tricouri, necesare practicării acestui sport. După încheierea concursului pentru copii s-a desfășurat campionatul național de trail bike, care l-a desemnat campion la categoria Elite 26 pe Zaharie Iulian, pentru a 14-a oară campion național. Prea multe nu sunt de zis, bicicletele FAU, ori la pedalat. Aș vrea să dau cuvântul domnului primar. Mulțumesc mult, Iulian. Vreau să-i salut pe toți. Nu vreau să fiu deloc să mă lungesc. Mă bucur că suntem din nou la o ediție mult așteptată. Ca în fiecare an, Iulian a reușit prin implicarea lui să umple tot centrul municipiului Rădăuți cu mici trialiști, cu competitori pentru acest concurs minunat. Așa că nu pot să spun decât că le urez tuturor participanților succes și mai ales să-l asigur pe Iulian că atât timp cât îl avem campionul nostru și ne mândrim cu el, îl vom sprijini să organizeze cât mai multe astfel de ediții minunate. Succes, Iulian, și Doamne ajută!